Bună ziua, dragi prieteni, bine ați revenit la emisiunea Autolatez. Numele meu este Lucian. După cum bine știți, încercăm în fiecare săptămână să testăm o nouă mașinuță. De această dată avem un animal de pradă de nota 11. Avem noul Audi A6 2012. În schimb, motivul pentru care testăm această mașină și suntem undeva în Bulgaria, în centrală, este noua anvelopă Michelin Prima C3. O anvelopă care înlocuiește, după cum bine știți, vechiul model Prima CHP, o anvelopă care se adresează atât mașinilor normale, în schimb și mașinilor performante. Așadar, această anvelopă Prima C3 înlocuiește, după cum bine știți, vechea generație Prima CHP, o anvelopă care s-a adresat și mașinilor normale, spunem și mașinilor normale și nu neapărat mașinilor premium scumpe. Noua generație Prima C3 este o anvelopă care se adresează și acestor mașini. Se adresează în schimb și mașinilor din clasa medie, clasa medie superioară. Dimensiunile pleacă de la 195 lățimea anvelopei și aduce performanțe incredibile în comparație cu Prima CH3 la capitolul frânare pe ud. Pe uscat, diferențele sunt față de Prima CHP sunt undeva de 8-9%. În schimb, marele avantaj al Prima C3 în comparație cu Prima CHP este evident partea de ud, unde noua anvelopă pur și simplu frânează cu aproximativ 20% mai bine decât vechea generație. Tot la capitolul pro putem să spunem un nivel mult mai scăzut al zgomotului, al trenului de rulare. Pur și simplu mașina merge mult mai elegant, e mult mai stabilă, deci în total, la capitolul stabilitate, la capitolul frânare pe ud, la capitolul zgomot, Prima C3 este superioară în precedente generații. În schimb, are un salt fantastic la capitolul frânare pe ud, cum am spus și mai înainte. Haideți un pic să vorbim și despre mașina de față, care este noul Audi A6, echipat cu noua motorizare 3 litri TDI, 4 automată ZF cu 8 rapoarte, o mașină care concurează noul Mercedes clasa E, facelift putem să-i spunem, și evident BMW-ul seria 5 F10 lansat în 2010. Ce putem să spunem despre această mașină? În primul rând, văzută din exterior, pare normală, pare un Audi aproximativ la fel ca și, aproape la fel ca și modelul precedent, în schimb vine cu un interior care aduce foarte mult cu 8. Avem o calitate de fabricație foarte bună, avem un tren de rulare mult mai elegant, avem o transmisie 4 care este mult mai silențioasă decât precedenta generație și ZF-ul cu 8 rapoarte este de nota 10. Nota noastră cel de o tratez pentru această mașină este de 9,5, nu primește mai mult pentru că din păcate pe piață există Mercedes-ul clasa E care pur și simplu reprezintă top în acest segment, A6-le fiind un compromis oarecum între E-Class și stabilitatea unei serie 5 F10 și aduce foarte, foarte multe avantaje la capitolul calitate de fabricație. În continuare, Audi rămâne unul dintre, cred că singurul producător de mașini premium din Europa care oferă cea mai bună calitate de fabricație la interior. Planșa de bord este din spumă poliuretanică, tapiseria de piele este de piele, absolut tot, calitatea percepută este de nota 9, calitatea de fabricație este de nota 10, adică pur și simplu totul se leagă perfect și calitatea este evident, cum spuneam, superioară unui Mercedes clasa sau un BMW seria 5. Cât despre motorizarea V6 de 3 litri TDI, de această dată nu mai avem acel zgomot clasic al precedentului model de tractoraș. Mașina este mult mai bine antifonată, băieții de la Audi au lucrat un pic la injecție, de această dată avem Comorail, motorul este mult mai elegant, este cam ceea ce oferea și oferă în continuare BMW pe acel magnific 6 linie de 3 litri de pe 530D sau evident frățiorii mai mari 535D care sunt evident tot 6 linii de 3 litri, în schimb două turbine și mai nou 550XD cu 3 turbine. Motorizarea de față este economică, consumă undeva la 12 litri în mediul urban și la 7 litri în mediul extraurban, în schimb oferă senzații de Mercedes clasa S indiferent de plaja de turație. Trage foarte bine și pur și simplu nici nu dai seama că este o motorizare diesel. Mulțumim!